Cea de-a treia ediție a Conferinței Științifice Internaționale Dimensiuni Etice și Sociale în Drept și Administrație Publică, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a găzduit vineri, 27 aprilie, workshop-ul intitulat Tribunalul Fiscal, necesitate cerută de modificările legislative și actorii specifici. Evenimentul s-a bucurat de prezența numeroase nume sonore din domeniul fiscalității. Manifestarea științifică a reunit personalități marcante din România și din țările vecine, specialiști care au abordat aspecte privind evoluția mediului legislativ, impactul aplicării noilor norme juridice, perspective sociale în administrație publică și drept, metode de predare moderne și educație non-formală, didactici, apreciative și valori etice. A treia ediție a conferinței internaționale Ethical and Social Dimensions on Public Administration and Law. Practic, Universitatea noastră, în parteneriat cu Primăria Suceava și cu alți actori locali, inclusiv CECAR Suceava, împreună cu editura Lumen din Iași, am organizat acest eveniment comun care a cuprins mai multe secțiuni, mai multe paneluri și mai multe workshop-uri. Sigur, toate sub egida celor 100 de ani aniversari. Vineri dimineață, evenimentul a fost deschis cu tema 100 de ani de administrație românească în Bucovina, iar în acest context, consilierul local Angela Zarojanu a vorbit despre poliția locală, considerată un instrument performant pentru siguranța și creșterea calității vieții în comunitate. Am apreciat faptul că au fost și foarte mulți studenți. Îi sprijin pe studenții de la Facultatea de Drept și Științe Administrative și de asemenea am constatat cu bucurie interesul studenților de la Poliție Locală. Viitorul nostru va fi pe mâinile lor și într-adevăr se impune deja creșterea profesionalismului polițișor locali. În continuarea programului a avut loc workshop-ul intitulat Tribunalul Fiscal, necesitate cerută de modificările legislative și actorii specifici, un eveniment organizat și cu sprijinul CECAR Suceava. Parteneriatul în acest workshop este făcut de CECAR pentru a crește prestigiul organizației, pentru a crește recunoașterea membrilor în comunitate, pentru a ne cunoaște cu cealaltă parte a baricadei, cu judecători, cu avocați. Ne bucurăm că am adus vorbitori de marcă, care pentru Suceava, zic eu, sunt o premieră, cum este domnul Radu Bufan, cum este domnul Budăi, președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Doamna Mariana Vizoli, nu mai spun, dar ea este o prietenă veche a CECAR Suceava. Și sperăm să putem repeta aceste ediții și în anul viitor. În începutul workshop-ului, doamna președintă a Curții de Apel Suceava, doamna Maria Andrieș, a vorbit de o necesitate viitoare de specializare a instanțelor de judecată. Din perspectiva asta, și expertul contabil, expertul judiciar, trebuie să își analizeze competențele și să-și aleagă acea specializare. Domnul profesor Radu Bufan a precizat în începutul discursului susținut de dumnealui că nu știe dacă ar putea să accepte expertiză judiciară în domeniul pensiilor sau asigurărilor sociale. Practic, acest workshop este pe o specializare a expertului judiciar, pe specializarea fiscalitate. Invitată la eveniment, Mariana Vizoli, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali din România, a punctat în cadrul workshop-ului Tribunalul Fiscal despre aplicabilitatea directă a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și despre tendințele de modificare a directivelor europene privind operațiunile transfrontaliere. Salut inițiativa universităților de a organiza astfel de conferințe, pentru că, într-adevăr, sunt eficiente pentru judecători, pentru avocați. Temele fiscale sunt deosebit de dificile și eu am încercat să subliniez în alocuțiunea mea care este importanța hotărârilor Curții de Justiție Europene și cum trebuie ele aplicate
aplicat direct în legislația națională. Apreciez intervențiile tuturor celorlalți participanți. Mi se pare că participanții la acest workshop au plecat cu informații prețioase care le vor fi de mare ajutor. Totodată și profesorul universitar dr. Radu Bufan de la Universitatea de Vest din Timișoara a apreciat ideea organizării acestui workshop la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. În primul rând, eu am rămas șocat de ideea cu Tribunalul Fiscal, că într-adevăr cineva se gândește la tema care este specializarea judecătorilor. Mie mi se pare că este o, deși cadrul legal nu e foarte clar, mie mi se pare absolut necesară, pentru că nici noi, chiar consultanții fiscali și specialiști în fiscalitate, nu reușim să cuprindem toată materia. Și noi suntem, de fapt, dacă este să recunoaștem, specializați în anumite domenii ale fiscalității și ale dreptului fiscal. Și mi se pare exagerat să-i cer unui judecător, ca să știe mai mult decât știm fiecare din noi, care ne ocupăm numai de asta, și în plus să judece și contencios de funcție publică și achiziții publice. Deci ideea, chiar dacă n-ar fi un tribunal fiscal, ideea aceasta de a înființa măcar secții specializate de drept fiscal la instanțele, la tribunale, la curțile de apel, cred că ar fi o inițiativă foarte bună și eu mă bucur că această idee a plecat de aici, de la Suceava, și pot să spun că există un grup de oameni care se vor lupta pentru acest proiect. Reamintim că cea de-a treia ediție a Conferinței Științifice Internaționale Dimensiuni Etice și Sociale în Drept și Administrație Publică s-a desfășurat în perioada 27-29 aprilie la USV, în asociere cu cea de-a 10-a Conferință Internațională Științifică Lumen, intitulată Regândirea Acțiunii Sociale, Valori Fundamentale în Practică. Conferința s-a dovedit a fi o platformă de dezbatere generatoare de soluții pentru problemele ridicate de contextul juridic și social-economic actual. În calitate de expert contabil, aș putea spune că am lăsat pudoarea deoparte toți și parcă ne-am ascultat unii pe ceilalți, că de fapt și de drept ne izbim cu aceleași probleme, cu interpretări ale legislației bună sau rea, așa cum este ea, și cu atât mai mult cu cât fiecare din profesionistul care intră în contact cu legea fiscală are aportul lui, punctul lui de vedere. Faptul că reușim să ascultăm mai multe puncte de vedere ne dă parcă mai multă speranță în interpretarea legislației.